duce. Vreau doar să spun câteva cuvinte colegilor pe care mai sunt pe aici, cu alții i-am întâlnit pe holuri, pe afară sau camera de alături, unde vă invităm pe toți, după ce se termină programul artistic, să ciocnim un pahar și să marcăm și în felul ăsta această sărbătoare de Crăciun. Vreau în primul rând să le mulțumesc colegilor și prietenilor mei. Nu o să-i nominalizez pe fiecare în parte, pentru că s-ar putea să îmi scape cineva și n-aș vrea să supăr. Mulțumesc tuturor artiștilor care expun, care de fiecare dată sunt prietenii noștri. Ginei trebuie să-i mulțumesc pentru faptul că a organizat, i-a strâns pe tot și a fost sufletul acestei manifestări. Legat de ceea ce s-a întâmplat în acest an, pentru că noi suntem la o cumpănă dintre ani, suntem la un moment în care facem niște bilanțuri, la un moment în care tragem niște linii, la un moment în care ne gândim ce am făcut în 2015 și urmează să facem în 2016. Vreau să spun câteva cuvinte pentru colegii, prietenii și colaboratorii mei din celălalt. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Sunt onorat că fac parte din această echipă, sunt onorat că lucrez de câțiva ani buni alături dumneavoastră de fiecare în parte. Iar mi-ar fi greu să vă nominalizez pe fiecare, pentru că fiecare în poziția pe care are, fiecare în locul pe care îl are, și-a făcut datoria cu succes. A fost un an bun, a fost un an în care Cernav a continuat să-și consolideze poziția atât pe piața internă, cât și pe piața internațională. A fost un an cu multe realizări, atât din punct de vedere al investițiilor pe care le-am propus, cât și din punct de vedere al lucrurilor legate de obiectul nostru de activitate pe care le-am realizat. Introducerea pe cursuri noi filoni de venituri, creșterea calității actului profesional. Și vreau să vă spun că în momentul de față suntem una din instituțiile care face cinste României. Nu vorbesc aici doar de Ministerul Transportului, de forul nostru tutelar, vorbesc chiar de România. Avem și colegi de la presă în sală, poate multă lume, chiar dacă e din Constanța, nu știe. În momentul de față, România furnizează pe piața internațională aproximativ 2% din personalul navigant maritim. Deci gândiți-vă că înseamnă, eu nu știu dacă România în vreun sector mai are 2% din economia mondială, din piața mondială. Dar în acest domeniu are 2% din 1.200.000 de marinari aproximativ care navigă pe navele internaționale, personalul navigant român, incluzând ofițeri, personal îndreptat și personal auxiliar, înseamnă în jur de 30.000, peste 30.000 de oameni ambarcați la portul navelor internaționale. Ceea ce înseamnă, din punct de vedere al României, faptul că acești marinari au ținut România în topul primelor țări, dintre primele 10 țări, furnizoare de personal navigant la nivel mondial, ceea ce înseamnă și pentru noi ca instituție, pentru noi ca organizație, o mare responsabilitate. Eu vreau să spun că cu mândrie că în cei aproape 40 de ani de existență, Cernavul a avut un rol important în menținerea acestei forțe de muncă pe piața internațională. Pentru că, așa cum știți fiecare dumneavoastră, noi suntem, dacă vreți, ultimul bastion al pregătirii profesionale acestor oameni care, plecând de la noi cu un background sănătos și cu tot ceea ce înseamnă pregătire profesională conform standardelor internaționale, reușește să se impună pe această piață. Din acest punct de vedere, anul viitor, pentru că vorbim de anul ăsta, ar fi multe de spus dacă ar fi să intrăm în detalii, anul viitor vom avea o mare sărbătoare. Și această sărbătoare este împlinirea a 40 de ani. Deci anul viitor, vreau să vă spun tuturor care sunteți aici, în perioada 27-28 mai, vom serva împreună și toți invitați 40 de ani de la înființarea acestei instituții. Și tot cu mare mândrie vă spun, în momentul de față, suntem cea mai veche instituție de training la nivel mondial.
STCV-ul a apărut în 1978, CERONAF s-a înființat în 1976. Chiar acum când am fost la Londra, la IMO, cu delegația României, ne-am întâlnit cu responsabilii de la MSC, de la IMO, pentru că ne dorim să invităm și oficialitățile ale IMO anul viitor și încercau să identifice dacă mai există, spuneam, parcă ar mai fi pe la, prin Anglia, dar nu aveau niciodată concretă că ar exista la nivel mondial un centru de training care să fie la fel de, să se fi născut înaintea CERONAF-ului. Deci putem spune cu aproape cu siguranță că în momentul de față suntem cea mai veche instituție de training, de pregătire profesională la nivel mondial. Și asta aduce și o mare responsabilitate pentru noi. Eu sper că vom reuși în continuare să ne onorăm obligațiile pe care le avem. Eu sper că vom reuși în continuare să fim acea instituție care a fost în acești 40 de ani, o instituție în creștere, o instituție în care oamenii care muncesc aici sunt oameni de prestigiu, oameni care împreună colaborează ca o familie și vreau să vă spun că eu mă simt în toți anii ăștia, am mai condus instituții publice, am mai condus organizații, mai condus companii naționale, dar vreau să vă spun că cel mai bine m-am simțit și mă simt aici la CERONAF. Suntem o adevărată familie, sper să rămânem o familie adevărată în continuare. Și legat de această sintagma familiei, vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, cred că urmează o altă perioadă importantă pentru familiile dumneavoastră, fiecare de acasă. Pentru că această perioadă a sărbătorilor de iarnă, cred că este, din punctul meu de vedere, la un pic mai bătrân decât CERONAF-ul, peste 40 de ani, cred că de fiecare dată, în fiecare an, aceasta a fost perioada pe care am resimțit-o ca fiind cea mai frumoasă perioadă din an. Bucurați-vă de aceste sărbători, bucurați-vă de familiile dumneavoastră, bucurați-vă de zilele care urmează și vă așteptăm cu drag anul viitor. Marea dumneavoastră familie a CERONAF-ului, să vă dea Dumnezeu sănătate. Vă mulțumesc încă o dată tuturor pentru anul care a trecut. Vă doresc toate cele bune în anul viitor și vă invit să ascultați în continuare colinde, pentru că v-aș colinda și eu, dar nu știu, să vă dea Dumnezeu sănătate.